Am agreat planificarea strategică ca fiind instrument și metodă necesară pentru a construi, să spunem, planul de dezvoltare pentru conurbația Jiului, deși o recunoaștem cu toții ca metodă, în termen de aplicabilitate, e posibil să avem înțelegeri diferite dintre noi. Cert este că ambele ateliere pe care le-am programat în timpul pentru în această agendă, vizează două componente. Având ca premize viziune și plan de acțiune imediată. Noi, într-un mod foarte elegant, ad hoc, cratic și nu, am reușit să îmbinăm de azi dimineață și viziune și ce avem de făcut mâine și poi mâine. Încercăm să închidem rotund cele două ateliere și pentru asta, rămânând, repet, tot în dimensiunea de viziune a conurbației Jiului, dar și de plan de acțiune imediat, o rog și pe Ana Maria, o rugăm pe Ana Maria, pe Mihnea, pe Mircea și pe Radu Drăguș să-și expună propria lor, să spunem, înțelegere a cum ar trebui să arate conurbația Jiului în termeni prospectivi, în termeni normativi. Discutam cu Radu mai devreme despre, domnule, trebuie să fie un fel de ideologie. Ideologia este viziunea conurbației Jiului. Asta înseamnă, de fapt, ideologie. În egală măsură și în termeni normativi și nu în ultimul rând în termeni acționali. Și dacă discutăm de termeni acționali, acei fac recurs la expertiza pe care o aveți fiecare, expertiză complementară, care de alminteri vine să răspundă unor componente structurale de direcții strategice ale conurbației Jiului. Deci, rămânând într-o zonă, să spunem, exploratorie de tip brainstorming, continuăm demersul nostru de a culege cât mai mult input de la fiecare dintre voi, bazându-ne pe expertiza voastră. Așa că rog pe Mihnea și pe Ana Maria, înainte să pomenească și Sorin, vă rog pe voi să veniți, da? Ne împărtășiți poziția voastră, Răducul după aceea vedem cu cine închizi și tu, da? Și ar fi atelierul 2, care la fel, într-o formulă de tipul acesta normativă, prospectivă și acțională, să vedem ce este de făcut ca să dezvoltăm capacitatea organizațională a ADIU-ului, de data asta, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Conurbația Jiului. Toți avem experiență de conducere, experiență de management, experiență administrativă. Ar trebui să folosim toate astea într-un mod cumulativ și să creăm, nu, o formulă hibrid, inovatoare și care să fie, pe departe, mult mai performantă decât instituțiile cărora lor noi le-am aparținut, în care am avut diverse inițiative, nu? Unele de succes, altele mai puțin. Multe începuturi discontinue. Am reușit cu greu să preluăm inițiative, să le transformăm din pilot în dosare care capătă tracțiune și un caracter sustenabil. Anyway, Sorin, te rog. Avem viziune, știm să ne identificăm misiunea și am convingerea că această conurbație a Jiului poate oferi proiecte să fie o conurbație a locuitorilor, a turiștilor, a investitorilor. Este o conurbație care să atingă toate categoriile de cetățeni, toate categoriile de persoane care beneficiază, vor beneficia de infrastructura de transport, de infrastructura de cercetare, de infrastructura culturală și de tot ce înseamnă sinergie, această energie pe care noi am generat-o astăzi aici. O energie frumoasă în care vorbim de cultură, infrastructură și sunt convins că experiența fiecăruia dintre noi va aduce ca această conurbație, această asociație de dezvoltare intercomunitară să fie una dintre cele mai performante din Europa ca structură de gestionare teritorială. Chiar am convingerea asta pentru că sunt ani de zile experiență în spatele fiecăruia dintre noi. Să ne urăm succes, să urăm succes președinților de consilii județene,
Să urăm succes experților care vor lucra și care lucrează astăzi în consiliile județene și în alte celelalte unități administrative teritoriale, componente ale județelor, pentru că eu sunt convins că în 3-4 ani de zile ne vom uita la rezultate. Asta trebuie să fie în ochii noștri. Rezultatul. Unde suntem și unde vrem să ajungem. Nu trebuie să ne dăm niciun pas înlături din a ne atinge obiectivele, rezultate concrete, palpabile, măsurabile.